Rusia a lansat o nouă ofensivă în regiunea Harkov din nordul Ucrainei. Armata rusă a lansat zeci de drone și rachete, după care a trecut granița. Însă proiectilele nu au lovit armata ucraineană, ci zonele civile, astfel că soldații ruși au avut parte de un masacru la scurt timp după ce au intrat în Ucraina. Chiar și așa, tot a reușit să înainteze în teritoriul ucrainean. Armata rusă și-a început atacul asupra regiunii Harkov cu bombardamente efectuate cu drone și cu lansatoare de rachete. Cel puțin 60 de rachete și 20 de drone Shahed au fost trimise de Rusia. 10 drone au fost doborâte de apărarea antiaeriană ucrainiană, însă unele rachete au reușit să treacă. Ele nu au lovit pozițiile armatei ucrainiene, ci zonele civile. 2 persoane, printre care și un copil de 11 ani, au fost răniți. Nu au fost raportate decese. La scurt timp după bombardament, forțele ruse au trecut granița în Harkov. Înaintarea lor s-a transformat însă repede într-un masacru, mulți soldați ruși fiind uciși, iar mai multe vehicule fiind distruse. În ciuda pierderilor, armata rusă a reușit să înainteze în interiorul teritoriului ucrainian, au ocupat 3 localități și s-au apropiat de alte 2. Rusia anunțase încă de acum câteva săptămâni că vrea să ocupe orașul Harkov, al 2-lea cel mai mare oraș din Ucraina. Armata rusă a încercat în repetate rânduri și la începutul invaziei să-l ocupe, însă fără succes. În paralel cu atacurile din nord, presiunea pe armata ucraineană crește și în est, unde solul s-a întărit după perioada de iarnă, ceea ce a permis armatei ruse să-și intensifice atacurile. În unele zone, numărul atacurilor este cu 200% mai mare decât în perioada de dinainte de iarnă.